Doamnelor și domnilor, despre viața unui om vom vorbi în minutele următoare în partea a doua a emisiunii. O viață de om, aproape 100 de ani ai domnului Aurel Scutelnicu. A fost un om care a făcut război, a trecut prin foamete, a trecut prin nenumărate lucruri pe care viața, în mod normal, le presupune pentru un asemenea om, un asemenea individ care a trecut prin foarte multe etape, etape cu plusuri, etape cu minusuri. De aceea, astăzi, în municipiul Suceava suntem, aici unde domnia sa trăiește, unde domnia sa își aniversează astăzi chiar ziua de naștere. O zi specială pentru domnul Scutelnicu, dar o zi extrem de importantă și pentru nepotul său. Veți vedea imediat despre ce este vorba. Mai întâi, la mulți ani, pentru că astăzi este ziua dumneavoastră. Câți ani împliniți? Mulțumesc tare mult! Câți ani împliniți dumneavoastră? 97! Mulți înainte! Mulțumesc! Să trăiți asemenea! Cum este viața după 97 de ani, domnul Scutelnicu? Cum să fii? După bătrâneță! E bună! Ca în familie! Bună, mare! Și mă iau ca fiecare și la unul și la altul, cât mai puțin așa, și trece bine. Aici sunteți în casa copilului da, dumneavoastră. Fata, soția preotului. Cum este aici în casa asta? Aici e foarte frumos și foarte bine. E diferență mare de la sat la oraș. Dar nu vă este dor de casă, de găinești, de casa părintească, casa veche, de oamenii de acolo, de locurile de acolo? Mi-e dor și vreau să mă duc, stau de vreo 3 săptămâni pe aici, dar nu vor să mă duc. E iarnă acum și puțin mai... Să mai stau, da. Dumneavoastră nu sunteți un om care nu a umblat la școală. Ați făcut școală. Da. Unde ați făcut această școală? Unde ați învățat carte? Eu pot să spun cum m-am născut în satul Cutare, în comuna Găinești, județul Suceava. Era pe atunci. Și m-am hotărât să rămân ajutorul lui. La ce ajutor? La ce? El era trescător de oi. Era... În fiecare an făcea stâna lui, avea câte 300 de oi a avut, așa, și boi, și vaci, și-l ajutam la asta. De la 14 ani l-am rugat să mă leasă pe mine, să îmblu cu boi, să îmblu la lucru, că mi-era dragă munca la pădure și la... Și el să rămâie cu treburile gospodării. A fost de acord, m-a lăsat. Eu îmblam cu boi iarna la pădure, trăgeam bușteni de col la fabrica de cherezi. Până la 20 ani am făcut munca așa. Lucram iarna la pădure și vara la câmp. Aveam pământ, țineam vite multe, și trebuia muncite. Și... Dar n-acupeream cu câștigul din pădure o jumătate de an să acupăr așa care nu lucram la câmp. De la câmp n-aveam mare pricopsală, că consuma vitile. Ei, și până ca să faci un ban, până și crește o vită, nu știu ce, durează mult. E grea munca la câmp? Era grea munca la câmp? Pentru mine atunci nu era grea. Că eram tânăr, eram tare și aveam habiții de lucru. Dumneavoastră, după ce a început războiul, ce ați făcut? Ați fost înrolat și ați mers pe front, așa-i? Da. La 20 de ani am fost
A mers la armată, cum se spune, cu un an mai înainte. Și m-a rolat la vânător de munte, la Târgu Neamț. Trebuie să le spunem oamenilor că, adică trebuie să le spunem celor care ne privesc, că aveți o carte, aproape 90 de pagini are cartea asta, se numește Povestea unui vânător de munte. Este o carte scrisă de dumneavoastră, sunt amintiri, fapte, oameni, acte eroice, acte de eroism din acest al doilea război mondial în care ați participat, mai întâi alături de armata hitleristă și apoi alături de armata roșie, pentru că așa erau vremurile. Cum vă spun, m-a luat și am făcut 3 luni de zile în Târgu Neamț și la 3 luni de zile ne-au încadrat, ne-au echipat și am plecat. Am plecat de la Târgu Neamț dimineața cu tot echipamentul de război. Aveam pușca mitralieră 16 kg și nu știu câte sute, sac de merin, mască, cască, raniță, ca cartușe la noi, grenate. Și unde ați mers? Unde ați plecat? Și unde v-au dus? De la Târgu Neamț, unde v-au dus? La Târgu Neamț ne-au luat într-o dimineață spre Pașcani. Acolo, în Pașcani, aștepta trenul. Era un tren de vite. Tren de marfă. Tren de marfă. Cu încuitoare, ca să nu ne prăpădească. Și am plecat. O căldură, cu atâta greutate, că așa curgea apa de pe noi. Nu-ți dădea voie să te duci la o vântână să bei apă. Că aveam un bidonaj de 800 de grame și-a spus că așa-l-ai rația pe o zi. Ce să faci, când eram în bubosă să-l beam odată. De la Pașcani nu ne-ați mers. Și ce-am făcut? Am trecut pe lângă o fântână, într-un sat. A să spun o prostie acum. Păi ca să scăp, că doar ne păzea de pe mare, la ofițeră, ne timbătea. I-am dat un pumn în nas și-o țâșnit sânge. Și atunci am văzut și ne-o dat voie și m-am dus la fântână și am băut apă, m-am spalat și am băut apă când ne-a trebuit. Am ajuns în Târgu Neamț, în Pașcani, ne-am îmbarcat la trenul și ala. Și unde ați mers? Și am ieșit, am mers până la Tighină. Și ne-a pus în paza mării, în orașul Feodosia, portul Feodosia, acolo sus. Și am stat toată iarna acolo, în paza mării. Eram câte o grupă, aici o grupă, mai încolo altă grupă, pe malul mării. Aici la noi o bucată era zid la mare, în port. Mai încolo nu era, se mergea apa cât așa boalurile se ducea mai încolo. Dar noi aici. Și aveam un bordeuț mic, de cât intră o grupă, un pătișor de câteva scânduri ca să ne odinim și făceam câte două, de două ori făceam observator pe mare. Cum stau eu aici, așa era, aici era zidul și încolo era apă. Și boldeam toate acelea 3 orele pe mare. Vinea avioane, vinea cât ruțești bombarda, le lua anteriana pe fugă cu așa. Și acolo ne-am petrecut
Toată iarna m-am petrecut acolo. Așa. Și după și, așa, ne-a dus mai încolo spre Cherși și-am trecut Marea de Azov în Caucaz. În Caucaz am avut lupte pe acolo până și am ajuns încă la Inamic, Inamicul în, la Nevorossiisk, îi spune. Acolo, port, acolo. Și am ajuns, când am ajuns acolo, la Nevorossiisk, au debarcat rușă, că a venit ajutor America și Anglia și le-a dat. Și ne omorea cu aviața, vine aviața așa, ia ca ploaie. N-am mai putut rezista. Ne-a luat înapoi. Cum mi-am dus încolo, așa ne-a dus mai tare înapoi. Înapoi, mai cu șudă, ne mâna. Și stăteam în fața lor și trebuia să-i oprim. După 23 de august, ne-au varsat, cum vă spun, ne-au coborât la Peseu, în Târgu Jiu. Și de acolo ne-au varsat la regimentul 2 Chepere Chitila. Și-am făcut acolo, nu știu câți luni am făcut, păzeam calea ferată, gările, câte poduri și făceam patrule pe linie, așa. După ce s-a terminat războiul, da, care a fost cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o acolo? Ce ați învățat dumneavoastră cel mai mult? Ce-am făcut eu? Ce ați învățat? Care e lecția războiului pe care l-ați făcut dumneavoastră? Ce ați învățat dumneavoastră? Pentru că erați un om tânăr, aveați 20 și puțin de ani. Ce-am învățat? Am învățat că au fost nelegiuiri. Nu a fost dreptate. De ce au trebuit să capereze neamții atâtea țări, să vii la Rusia, să o hărțuiască, să o zădărească și până la urmă o pierdut. Eu cred, eu am găzis așa, că Hitler, nemții, nu a avut dreptate. Dumnezeu ajută pe cel ce crede. Rușii era credincioși. Găseam cu unii să vă evacuai, săraci, găseam icoane îngropate, acoperite așa cu pământ, că când ori veniți să găsească. Erau credincioși, erau ortodoxi atunci. Așa. Și-o merza ăsta pe pământul lor să-i capareze. Apoi dreptate? Eu, în viața mea de copil, am iubit Duhul adevărului. Dreptate? Duhul adevărului? Adică cum? Am fost un om drept. Nu ne-a plăcut să înșel. Nu ne-a plăcut să eu. N-am nimic. Am învățat o leacă de credință de acasă, de la când eram în școală și cu aceea. Și după ce m-am dus acolo, aveam mai mare credință. Parcă așa vedeam pe Dumnezeu cum văd becurile astea de aproape. Și vedeam că ne ajută. Că eu plăcut, cum spun, adevărul. N-am furat, n-am înșelat, n-am mințit, n-am oprit avutul nimărui. Am fost un om ce nu-mi place mie, nu-i plac, nu vreau să-i fac nici prietenul meu. Așa. Și pe chestia asta
am socotit că nu au avut, că rușii au avut o dreptate. Eu după mine mă gândeam să nici oprit la Nistru. Am trecut protul, ne-a luat Basarabia, aici toate alup... Unii au avut Ștefan cel Mare, Hotaru. Acolo să ne oprim, tăt. Dar nu puteam de rău nemților. O, te-am scos de aici, de-am, hai cu noi. Și ne-au dus. Ne-au dus acolo. Când v-ați căsătorit? Putem? Când v-ați căsătorit? În 47 m-am căsătorit. Cu cine? Cu o fată de acolo aproape, Cârjilena îi spune. Am... Locuiam cu părinții. Cum așa? Eu cu... Locuiam toți au aceeași gospodării. Că ajutam părinții. Și... Am născut 9 copii. Și... 2 au murit de mici. 7 i-am purtat la școală. Nu știu să mai spun asta sau nu. Eu n-am avut ajutor de stat. Cum se dă acum, cum s-o dă de atunci până acum. Nevasta mea la 9 nașteri n-a luat o bomboană. La 9 copii. I-am crescut pe munca mea cinstită, dar muncă ori viață, ori moarte. Trebuia să fac față. Da. Și i-am purtat la școală, la școala generală, cel mai mare când a ieșit, a avut pretențe să ducă mai departe, să duce la liceu și să duce mai... Eram foarte năcăjit, n-aveam un ban în buzunar. Că n-aveam salar, nu eram... Eu lucram la gospodării, la gospodării și ei bagă de coane, te duci și faci bani, o duci în obor, aștepți. Dacă nu-i salar zi la zi, la lună, nu faci nimic. Eu nu mă înduram. Trebuia să vin acasă cu doi bani. Vineam acasă cu 399 de lei. Acum, bine, a trecut perioada asta, perioada asta grea. Da. Și la un moment dat ați văzut că lucrurile au fost un pic mai ușoare. Da. Când ați sesizat treaba? După și am dat pe toți. Că m-am hotărât așa cu tenacazul meu, cu ce am muncit eu și trebuia să muncesc înainte până la anii ăștia. Zic, măi, cenușul de mănânc îi dau pe toți să-și câștige un viitor. Un salariuț, cât de mic, dar să știi că le-a în toată luna. Așa, și le-am dat și am făcut treaba asta. O ieșit ei, dar fără să aibă un ajutor de nicăieri, să-i dea măcar un neam de neu, să-i dea, da, băi băiate, cât te duci la școală, n-ați 50 de lei, ori 100 de lei. Nimeni săraci. Plângeam acasă, în inima mea și mă gândeam la ei, greu ne era și acasă cu 9 persoane, dar mă gândeam la ei, cu mare greu le dădeam 10 lei pe lună, la amândoi, 10 lei. Doar într-un oraș sunt băiați buni, băiați tari, anii erau năcăjiți, apoi să uitați și eu. Și le-am plâns lipsurile lor. După ce au ieșit toți la rândul lor, am scăpat la bine. Cât am lucrat și cât s-a durat, m-au pensionat la 60
3 de ani m-am pensionat. Am făcut în biserică 30 de ani cu părintele în Sfântul Altar că nu eram nici clopotar, nu eram nici pălmare, ca cum se cheamă, uite, făceam slujbă în altar. Dascăl? Ca doilea. Ca dascăl? Poftim? Dascăl erați? Nu eram dascăl. Eram... Cântați în strană. Ați cântat la strană, așa-i? Am cântat și la strană, dar am făcut cu dânsul altar toate câte să fac. Obiecte bisericești? Da. Ascultați, am făcut. Strană? Da. Cu lumânări, cu canela, cu navra, cu tot ce trebuia, cu aprinsul candelor, cu... paraclisier eram, paraclisier. După 97 de ani, astăzi, oamenii da. Sunt mai buni sau mai răi decât altădată? Sunt mai buni. Da, ce lipsește astăzi de Republica Populară Română? Haine ai, hrană ai, bani ai, tăți ai, dar atunci n-aveam. Atunci săracii oameni nu erau un pensionar în găinești decât profesor, dacă au fost, sau la domeniul coroană un sipicultor sau un inginer. Care o ieșit la pensie. Acum 4-500 numai pensionari. Își luau oameni trăituța în spate cu ferăstău, cu topor, cu țapină și trășea, zicea că se duc la bilburi, nu știu unde, aproape de unguri pe acolo. Și lucrau. Și pe cât câștigau? Că atunci se tăia copacul cu ferăstău, să cojea, să strângea șepurile nu, și să făcea olărit aici ca să nu se spargă când era costuri de corhănit. Și cu cât câștiga acolo, cu atât de bine săraci. Abia copii mulți. Eu atunci n-am simțit așa, că eram singur. Pe urmă ne-am devenit aglomerat și mai așa. Acum, dumneavoastră știți că față de alți bătrâni, dumneavoastră sunteți un om norocos. Pentru că stați într-o casă curată, că sunteți îmbrăcat curat și mai ales că fata dumneavoastră vă păstrează și mintea curată. Da. Eu cred că ar trebui să-i mulțumiți. Deși ea nu face decât să vă mulțumească pentru câtă muncă ați depus pentru ea și pentru frații și surorile ei de-a lungul anilor. Într-adevăr, așa este. Uite, toți i-am, sunt 4 aici, în Suceava. N-ar vrea să spun, băi băiați, dacă știți că voi nu au fost nici un băiat. Nu vreau să spun. Și ne ia acum ni rușine, dar eu le plâng lipsa lor. Aceste lucruri povestite de străbunicu, care au fost în trecut, sunt foarte importante pentru că și noi la rândul nostru facem o materie, avem istorie la școală. Și ne întreabă diferite lucruri și avem și niște grupuri, se cheamă grupul Leonardo, la noi la școală și cine are informații suplimentare față de ce învățăm noi la școală, primește o notă mare sau primește rolul de a explica celorlalți copii ce a învățat el suplimentar. Aceste lucruri ne întreabă și pe noi la școală și noi ar trebui să le știm. Stau și le ascult cu atenție deoarece mie îmi plac și simt că sunt foarte interesante și mai ales că multor copii nu le place să privească în trecut, că zice, dar ce-i trecutul? Că acum noi numai stăm și ne jucăm pe telefoane, nu, majoritatea copiilor nu le mai pasă.
Însă când știu că am această comoară, l-am pe străbunicul care poate să-mi explice cum a fost pe vremea lui, sunt și eu, stau și întreb, pentru că sunt curios, cum ies, cum a fost, oare cum era, sau cum se jucau copiii, sau cum trăiau ei. Întreb mulți copii, vă place, v-a plăcut, dacă v-a povestit cineva, v-a plăcut cum a fost războiul din trecut? Și mulți spun nu, dar alții spun da. Iar pe cei care spun da, i-am întrebat de ce v-ar place un război. Și ei mi-au răspuns că nouă nu ne place un război să-l trăim, ci să auzim de la un străbunic sau o persoană care a trăit prin acel război și întâmplările care s-au petrecut acolo, să le aflăm și noi. Iar pentru acest lucru am învățat și de la bunica mea și de la părinții mei să prețuiesc tot ce a fost în trecut, izvoarele istorice, cărți din trecut, amintiri, bunicii, poveștile bunicilor, cărțile scrise și chiar citesc cu plăcere o carte scrisă de un străbunic sau de o bunică. Ciobănaș cu 300 de oi,